Doamna doctor, bună dimineața și bine ați venit la noi. Am văzut niște statistici care zic că mai nou 80% dintre bărbați au probleme când vine vorba de fertilitate. Și că mai nou problema nu e la fete, e la băieți. E adevărat? Deci este știut de mult că, în general, bărbatul e cauza majoritară a acestor probleme într-un cuplu. Deci cam 6 din 10, știm noi, adică în studiile vechi, este afectat. Mai nou, iată că 8 din 10, deci, se pare. Deci este important ca primul factor investigat să fie soțul. Adică, așa cum se știa exact invers, că se trimitea femeia la doctor, noi acum recomandăm ca soțul să fie primul venit și investigația să fie întâi la el. Și apoi urmărim femeia și o investigăm. Dar nu vi se pare, părerea mea, mi se pare că în cel puțin în România, merg femeile pe toate, se caută dacă nu pot avea copii într-o relație. Se caută pe toate planurile, în toate zonele și așa mai departe și într-un final ar trebui să meargă bărbatul, care noi, la noi bărbații sunt foarte, când aud de doctor și mai ales de zona asta, nu domne, du-te tu că la mine nu e, adică refuzăm în ultimul să... timp nu este așa, au înțeles au și ei că să... da, și dacă vin amândoi în cabinet ca să povestim despre investigații, înțeleg că primul pas este investigația lui și atunci acceptă, s-au schimbat multe în ultimii 10 ani. Inclusiv opinia mea. Aveți bărbatul e capul familiei, capul răutăților, inclusiv în... Specia se spune că va dispărea prin azoospermie, deci prin lipsă de celule în spermă, și viitorul este cel al băncilor de spermă. Deci femeile vor produce ovocite, vor avea ovarele oarecum normale, dar domnii vor fi azoospermici. Dar care e cauza? De ce nu se știe cauza și ceea ce spun eu este ceva de viitor, adică noi nu vom mai fi atunci. Evoluția este lentă spre acel punct și este bazată pe această creștere a numărului de soți cu probleme de spermogramă, ca să vorbim pe direct. Da, în termeni medicali. Ideea în felul următor, are vreo legătură stilul de viață, poluarea, alimentația, fumatul? Noi considerăm că fumatul, dozele mari de iradiere, adică de calculatoare, de telefoane, cremele, toate săpunurile, tot ce folosim, au substanțe, parabenii, sunt factori inclusiv toxici. Inclusiv încălzirea în scaune la mașină. Încălzirea în scaune, încălzirea în general, că stăm mult pe scaun, la birou sau în mașină. Sedentarismul înseamnă că e și el o cauză. Și el este o cauză, dar nu se știe încă ce să facem să prevenim și atunci trebuie să facem embrioni și copii cu aceste valori ale spermogramei. Nu avem încă un tratament sau un mod de viață să-l recomandăm și să avem un succes dar garantat. Medicina oarecum ajută, pentru că într-o spermogramă, cum spuneați, în care procentajul ajut este foarte mic, în laborator se aleg cele mai bune celule și se fac embrionii cu acelea. Deci exact, acum o luăm pe calea aceasta de a face copii cu ceea ce avem. Nu prea îmbunătățim spermogramele. Nu avem un tratament să-i dăm Domnului și apoi să-l trimitem acasă să procreze natural. Nu avem. Dar bine, putem să rezolvăm. Există tot felul de suplimente sau de pastile. Suplimentele nu au studii, da. Sunt practic plante care au efect sau nu. Uneori, deci este o coincidență cu omul a luat 3 luni de și a început suplimente s-a și femeia a rămas însărcinată sau e o spermogramă diferită. Se poate întâmpla așa, când bărbatul se duce la farmacie să ceea acele suplimente, iar soția se culcă cu vecinul. Și atunci rămâne însărcinată. Nu este cazul pe care îl tratăm noi. Evident, da. Mai glumim. De altă specializare, de psiholog sau... Ce aș mai vrea să mai subliniez este că o spermogramă proastă nu înseamnă că bărbatul este afectat în mod real. Voi doi cred că știți asta, ați citit poate. Spermograma, spermatogeneza, deci timpul de a produce aceste celule e 70 de zile în medie. Okay. Deci orice afectare de acum 2 luni și ceva a bărbatului, o răceală, un tratament la măsea, o infecție urinară, afectează, l-a afectat problema astăzi la spermogramă. Exact. De aceea e bine luni să o repetăm, da, o dată pe lună, încă de 2-3 ori, și să vedem că este într-adevăr infertil și azoospermic sau astenospermic și să nu punem o etichetă așa. Asta e valabil și că astăzi este normal și femeia are o problemă și când vine la o inseminare e soțul afectat pentru da că practic i-am făcut doar o probă lui. De-aia asta e bine să o repetăm. Bărbatul trebuie să se supună chinului spermogramei. Nu mi se pare un chin mare un față chin de operațiile da pe care doamnele le suportă exact la trompe sau la ce facem noi pe acolo. Nu este un chin sigur. Noi bărbații suntem mai fricoși așa, deși părem... Dar nu e, aici nu e vorba de frică, pentru că până la urmă ce înseamnă? Nu e o... Aș face o spermogramă, nu ți-a sânge, nu face analize. Nu, nu și e noi, plăcere, noi ca permitem doamnelor să aducă o probă de acasă în jumătate de oră,
de la emisie, să vină doamna în clinică, să nu vină domnul, adică se poate și într-un mod mai intim. Cam cât, care e perioada maxim de valabilitate? Maxim o oră? Ca sau? Să nu-și pierdă deci, calitate. În general, după ce se prelevează, oricum stă o oră pe un mediu, într-un anumit mediu, pe, în căldură, într-un anumit mediu, cam o oră jumate, așa că oricum nu se citește imediat. Cam într-o oră de la recoltare poate fi adusă în clinică. Uite, asta se poate face acasă, pentru că foarte mulți domn refuză să vină, refuză sunt să vină, anxioși, se exact. Inhibă și de aceea ar prefera așa. Și asta e o soluție relativ nouă, pentru că foarte mulți prieteni povesteau că au trecut prin chinul ăsta al clinicile de in vitro sunt camere speciale, așa cum este corect legal. Dar tot mânca acasă, doamna doctor, adică... Nu știu, că nu-s bărbat. Deci sunt camere de recoltare speciale și nu totul... Tot. De în clinicile de fertilizare in vitro, da. Nu. La unde a fost domnul Flig, nu? În spitalele obișnuite sau așa, nu sunt condiții. Dar la noi este obișnuite. Un mediu... Sunt tot felul de povești în domeniul ăsta, dar... Oricum, nu contează. Important e că există și varianta de a aduce de acasă și dacă, de exemplu... Și esențial să o repete. Ați înțeles? Sunt parole proaste. Da, măcar de două ori să vadă că se menține aceeași valoare slabă. Deci avem 1 milion de celule, asta e grav. Sau avem 100, 1000 și asta e foarte, foarte grav. Și ce mai trebuie spus, poate, ca să învățăm domnii și doamnele, dacă spermograma arată 0 celule, este bine să o repete și este bine întotdeauna să o facă la un centru specializat, pentru că embriologii noștri se uită și în spermograme și ei găsesc 2-3 celule care sunt esențiale pentru viața acelui cuplu și pe care alți medici obișnuiți biologi nu le citesc. Spun, n-are, nu există. Nu sunt. Dar uitați, și noi atunci facem o biopsie de testicul și putem să găsim 100 sau 25 buni și avem copii care sunt născuți din ce vă spun eu acum. Exact. Dintr-o biopsie de testicul, de unde am prelevat spermatogonii, le-am maturat în laborator și am produs embrioni. Și atunci că, e copilul acelui domn, că este important să ne luptăm. Exact, și ca să înțelegem procentajul, că spuneați, de 25-50 de celule bune, deci, din atenție, din câte? Din sute de mii. Deci ideea este că în mod obișnuit trebuie să avem un număr de milioane, în jur de 15 și unii domni au 1 milion, au 100 de mii, au 1000 sau au 3-4. Și se poate dar face și aceia și cu 3-4 au șansă trebuie lor. Ca să se lupte, să aibă copilul lor, cum zic eu, și să încercăm. Nu au nicio celulă, e clar. Doamna doctor. Unii au miliarde, alții trăiesc de pe zi pe altă. Da, da, ultimul leu aici este important. E foarte important. E mai important ca leu de la... Când nu există bani, ultimul bănuț e important, nu ultimul leu. Probabil. Mai ales că unii din 5 lei poate să facă milioane și alții au făcut din milioane 5 lei. Da, uitați să luăm un caz concret. Un cuplu, da? Tânăr căsătorit, să zic că încearcă de 2 ani să aibă copil, un an, doi. Care sunt primele analize când pe care când vezi că nu merge pe cale naturală. Când vezi că, domne, ai încercat și nimic. O spermogramă. Deci prima dată bărbatul, ziceți. E bărbatul. Apoi analize infecțioase din col uterin. Da. Ecografie endovaginală și o măsurare a rezervei ovariene. E un hormon care se ia din sânge. Și o evaluare a trompelor. Deci sunt 4 pași. După care... acești 4 pași știm oarecum că lucrurile mari și importante sunt normale. Trompele, ovarele, soțul și vedem și că uterul este în regulă pentru că am făcut și ecografie. Tot setul ăsta de analize ca și costuri, cam la ce sumă ar trebui să ne... În principiu, noi în clinici avem, la noi în clinică se pot face mare parte din ele fără costuri pentru că le acoperă casa de asigurări. Vor plăti doar sonografia, adică evaluarea trompelor și în rezerva ovariană AMH. Și cam ca bani concret? Cam 800 de lei. 800, sau 700 de lei. 800 de lei. Ca să beneficiem de analizele astea suportate de casa de asigurări, trebuie să fie asigurată. Da, atâta și să vină la noi cu cardul și cu trimitere. Și dacă nu ești asigurat sau nu, cât ar costa, de exemplu, o spermogramă? O spermogramă e 150 de lei. Adică nu e avere, nu-și permit toți.
În principiu, da. nu e o sumă de care să te împiedici în cazul în care și în cazul în care vrei copii. În care, exact, bănuiesc că miza e foarte importantă. De bani ăștia, adică... Nu, în general, pacienții nu sunt informați, nu au și adică se găsesc banii sau își acoperă costurile, dar nu știu unde să meargă, pierd timpul și mulți ani în centre care nu au specializare în domeniul acesta și ajung la noi după 3-4 ani cu dosare așa de analize scumpe, genetice, de trombofilie, de care nu au nevoie și nu intră în screening-ul bolii. Adică oamenii fac chestii mult mai complicate, complicate și mai scumpe, în loc să meargă la un centru unde într-o lună aflăm ce au și le spunem planul, investigațiile. Medicii care nu fac inseminări, stimulări și FIV, merg pe calea, hai să mai venim peste o lună, mai încercați și natural, hai că ai 25 de ani, nu e cazul să te îngrijorezi, mai stăm un an, dar soțul ei azoospermic sau e cu sindrom genetic. Am avut și cazul. Ce înseamnă cu sindrom genetic? Domnul avea un sindrom genetic, că avem mulți așa. Sunt boli care se asociază cu azoospermie, deci ei nu produc în mod natural nicio celulă. Și nu merită să-i faci spermograme, biopsie, ce am zis. Se face întâi un cariotip ca să eliminăm aceste boli. Ei par normali, sunt înalți, au un fenotip, adică o structură de bărbat, dar au problema aceasta în gene. Au un X în plus, nu mai contează, deci un cromozom în plus. Și atunci ar trebui să-i vezi de la început, să faci un cariotip și să-i spui că are indicație de bancă de spermă. Nu să o chem 2 ani pe ea, să-i faci stimulări ovariene, când el nu produce nimic în mod natural. Adică sunt multe cazuri așa care au pierdut ani când boala era clară și... Și aici nu există nicio șansă, în ideea în care... Nu există. La bolile genetice, când se nasc așa, nu. Când am avut o reion în copilărie, un varicocel operat, întotdeauna în biopsie mai găsim ceva, ceva și bun. Merită să facă și este ok. Dar la un sindrom genetic nu are rost să ne chinuim că nu vom găsi nimic, că nu a produs. Nu produce. Și atunci trebuie apelat de felul la lui, bancă când de ai ochii albași și nu poți să-i faci verzi, negri, că nu poți. Decât cu lentile de contact. Probabil. Cu lentile, da, mă gândeam natural, am dat un exemplu. Dar șanse sunt venit. Și în cazul în care, să spunem, exact cum spuneați, pe parte masculină are 1000 de celule disponibile. 1000, da, întotdeauna putem. Nu, exact, dar să coroborăm două situații nefericite sau mai puțin fericite, în sensul în care el are această situație cu doar 1000 de celule din 15 milioane. Da, se face in vitro, este ok. Și pe partea cealaltă și ea are niște chestii da, care... Este ușor aici, este ușor și se rezolvă cu in vitro. Fertilizarea in vitro, e o tehnică pe care o recomandați în caz de nevoie? Da, ea se recomandă la anumite cazuri și avem indicații clare. Nu orice femeie ne intră în clinică o să ajungă să facă in vitro pentru că nu au nevoie. Se face atunci când spermograma e slabă sub un număr de milioane anumit, un aspect, adică avem, sunt parametri matematici de indicație. Există niște, sunt niște grafice, este un protocol, da. Care sunt pașii pentru această fertilizare in vitro? Cum funcționează lucrurile? Deci pacienții vin, își fac analizele de serologie, de hepatite, de HIV și de sifilis. O pregătim pe ea, îi facem o histeroscopie, o să ne uităm în uter cu o cameră de filmat să îi vedem uterul în pătura lui interioară. Și apoi începe medicația doamna respectivă în ziua a doua a ciclului. Medicația se face cam 10 zile. O să vină la 3 ecografii în acest timp și când am considerat că ovarele sunt pregătite, se programează la aspirație din ovare a celulelor ei. În ziua aceea dă soțul o spermogramă acolo, se fac embrioni, a doua zi o sunăm că are atâția embrioni în evoluție și a cincea zi transferăm în uter un embrion. Doar unul? Doar unul, noi în clinică așa facem, e de ziua a cincea, dacă are peste 41 de ani, îi punem doi și dacă ea dorește. Noi recomandăm un embrion, în Belgia este lege ca să pună un embrion, pentru că este un cost mare de prematuritate la sarcinile gemelare sau cu tripleți. Asta zic, dacă se pun doi embrioni, înseamnă că vor fi gemeni? Sau chiar tripleți? Înseamnă că sunt... pot fi doi și am pățit când au vrut ele doi și au rămas doi, acum am născut doi, dar șansa de prematur de a se rupe apa, cum se zice la 7 luni, este mai mare. Corect. Și un cost mare și avem nevoie de un copil sănătos care să alerge la fotbal și să ia premiul întâi în clasa întâi, cum le spun eu. Dar nu diferența un copil cu probleme. Între o sarcină normală, mă rog, survenită pe cale naturală și o fertilizare in vitro, sunt mai multe complicații la sarcina in vitro? Nu, din săptămâna 12 se urmărește exact la fel, nu se complică nimic și nu sunt alte analize.
sunt analizele care sunt normale la doamna cu vârsta respectivă și cu istoricul ei. Deci seamănă cu o sarcină normală. Nu normal. Se modifică nimic. Riscurile de pierdere a sarcinii sunt mai mari în trimestrul întâi. În cazul fertilizării. Noi le într-o sarcină normală sunt riscuri mai mari de a pierde sarcina. Mai mari. Mari. Sunt și în sarcină normală, dar noi raportăm la minister, la Agenția de Transplant, sarcină în săptămâna 6, când embrionul este practic cu activitate cardiacă. Până la 12 se pierd una din 10. Și în mod normal se pierd, dar femeile nu cuantifică așa de mult. La noi contează să nască. Deci șansa, ce vrem noi, ce ne dorim, este ca femeia să nască la termen și să plece cu un copil în brațe. Că testul pozitiv de sarcină este un succes al nostru de clinică, dar al femeii, eu, da, dacă aș fi în locul ei, aș lăsa un copil. Nu că testul pozitiv, aia am rămas, embrionul meu a fost bun, ce am făcut în clinică noi, dar nu mai e treaba mea. Că, până la urmă, scopul final contează. E pacienta mea și ea vrea un copil, nu teste pozitive, nu embrionii sunt scor bun, de nota 10, ce spun eu acolo. Ea vrea un copil. Doamna doctor, zic să ne apucăm de treabă, nu de alta, dar am văzut și voi doi, da. Exact, niște statistici îngrijorătoare. Anul trecut am despre asta vreau să spun acum. Cea mai mică natalitate din ultimii 50 și ceva de ani. Și e păcat că, uite, este frumos, suntem deștepți, suntem și să nu lăsăm și noi ca popor în urma noastră. Ce aș mai vrea să mai spun este că Ministerul Sănătății ne-a invitat la o discuție vineri și că se reia un program național, cel pe care îl știți, se va relua mai cu putere, mai cu proceduri mai multe pentru doamne și cu o valoare mai mare, cred. Și atunci așteptăm doamnele din țară ca să se înscrie. Până acum cel al primăriei a mers bine și așteptăm în continuare, da, femeile din București, dar în momentul acesta știm că domnul ministru dorește ca să reia și pe acela național. Deci doamnele din alte orașe care au vârsta de sub 40 de ani pot să vină să se înscrie din... și noi le sfătuim cum să depună dosarul la minister. Bun, bine că încep lucrurile se miște, păi bine se miște. Că ne-am trezit măcar că dacă în ceasul ducem, al 12-lea. Dacă ne ducem tot așa în jos, ar putea să ne întoarcem în epocă, să dăm vreun decret de la numai păstrăm toți copiii. Să ne întoarcem în anii, în anii 60. La pensie, voi fiind mai tineri, nu vă gândiți încă, dar pensia oamenilor o să fie o problemă. Hey. Cine o să plătească pensia? Exact. Da, corect, pentru că e problema aia cu decreței care ies la pensie și lor cine, da, le plătește. Eu sunt decrețică, da. Deci, o perioadă noi, după aia Dumnezeu cu mine. Mulțumim, doamna doctor. Și eu, mulțumesc exact cine ne plătește pensia, dar știm cine ne plătește salariul, publicitatea asta care urmează. Ne întoarcem după pauză cu alte povești la Star Matinal.